sper ca să fi învățat din greșelile pe care le-am făcut la meciul cu Astra. Ne-am pregătit intens. Sper ca jocul de vineri potriva lui Juventus să arătăm cu tot o altă față. Și sunt convins de asta. Băieții și-au dat silința, au înțeles cam ceea ce le cerem noi. Și așteptăm un meci deschis, un meci plăcut ochiului. Sperăm să putem să facem spectacol. Întrebări? Cum s-a părut contactul cu prima ligă la Legiu? Ca un nou început, normal. Liga 3 este Liga 3. Până la urmă facem parte din primele 14 echipe din România și suntem mândri de acest lucru. Nicolici, pregătit pentru mâine, va juca? Încă nu. Încă nu are probleme de sănătate, dar sper ca în cel mai scurt timp să putem să-l punem pe picioare. Cunoașteți echipa de mâine, Juventus, și-au făcut și ei o grămadă de schimbări după Liga a doua. Ați avut două întâlniri sezonul trecut. Va fi diferit meciul de mâine? Normal că va fi diferit. Jucăm într-o ligă superioară față de anul trecut, și noi și ei. Au fost și acolo mai multe schimbări și la noi. Noi sperăm ca și suntem convinși că o să facem tot posibilul ce ține de noi să, ca și cele trei puncte să rămână la noi. E o presiune în plus pentru acest meci, pentru că după vine de pasare foarte grea la Botoșan și aveți neapărat nevoie de punct de startul ăsta de sezon ca să aveți moral, să aveți un pic de ritm, de încredere. Presiune în plus nu există. Fiecare joc are presiunea lui. Cel puțin din punctul meu de vedere. Nu facem diferență acum cu care echipă ne dorim puncte. Noi ne dorim puncte cu fiecare echipă. Noi ne dorim victoria la fiecare joc. Acum ține de noi dacă putem să luăm cele trei puncte. Isa, ai venit la Sfântul de la Puncăt, o echipă cu probleme, ai reușit promovarea în Liga 1, ai fost unul dintre jucătorii de bază a echipei sezonul trecut. Ce înseamnă pentru tine progresul ăsta al echipei și al tău implicit, mă gândesc? Bună ziua, în primul rând. Ce să zic, în primul rând mă bucur că am ajuns la Sfântul George, că după atâta probleme pe care le-am întâlnit în trecut, am decis să nu mai vin în România, dar am fost contactat de decepții. Am insistat ca să vin la Sfântul. Până acum nu am regretat nimic. Și anul trecut am reușit promovarea în Liga 1 și mă bucur, am făcut și eu un pas înainte. Și mă simt bine și sper să nu dezamăgim anul ăsta și să luăm maximul la fiecare meci. Diferență mare în Liga 1 față de Liga 2. E nevoie să progresați și voi și mai mult, fiecare din punct de vedere personal? Cu siguranță, că e diferența mare, mai mult din mai multe puncte de vedere. Și fiecare, adică individual, sigur, îmi doresc să progresez și cu colectivul mai mult, pentru că cu colectivul o să facem puncte. Cristi, ești unul dintre jucătorii cu experiență care sunt acum la Sfântul Gheorghe. Ai jucat în Liga 1, chiar la adversarul de etapa trecută. Ce atmosferă ai găsit aici? Cum ți se par colegii? Este o atmosferă bună. Sunt colegi noi pe care am cunoscut. Chiar mi-a părut bine pe unii dintre ei cunoșteam. Noi încercăm să facem o atmosferă bună pentru a acumula puncte, pentru că doar așa, mă rog, fiind de la Astra, am avut performanțe foarte mari din punctul ăsta de vedere, pentru că eram un grup foarte unit și sper să fie și aici același lucru. În diferență totuși de obiective și de calitatea jucătorilor, cel puțin pentru obiectivele care se doresc, cât de ușor, de repede poate să facă Sfântul pasul spre a deveni o echipă care să își câștige mai ușor puncte, să poată să aibă un parcurs liniar și să câștige constant puncte.
Și aici, la Sfântul, sunt jucători de calitate. Doar trebuie să le pună pe teren. Eu zic că dacă se vor folosi de aceste calități, vom reuși o performanță care, din punctul meu de vedere, este clar evitarea de la retrogradare. Și sperăm să reușim chestia asta. Contează pentru voi că nu jucați pe terenul pe care vă antrenați? Contează, normal. E o obișnuință, suprafața fiecărui teren este diferit și amplasamentul, tribunele, mai aproape, mai departe. Noi ne-am fi dorit și ne-am dorit și ne dorim în continuare să jucăm aici acasă la Sfântul Gheorghe. Ar fi un avantaj pentru noi. David Chertes, când se va întâmpla treaba asta? Bună ziua! Deci, în primul rând, vreau să vă anunț că aproape în ultimul ceas am reușit să omologăm terenul de la Brașov, stadionul din Brașov. Ieri a fost comisia de omologare în persoana președintelui comisiei, domnul Stancu de la Ligă, și am primit omologarea pentru a juca meciurile din Liga 1 pe teren propriu, să zicem așa, la Brașov. S-a întocmit un proces verbal cu plusuri, cu minusuri, dar plusurile au fost în majoritate, așa că am primit ok pentru a juca aceste meciuri acasă. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, noi sperăm că în septembrie putem termina, putem aduce stadionul propriu din Sfântul Gheorghe la standardul cerut de ligă la ora actuală și o să putem juca meciurile pe teren propriu. Împreună cu domnul Dioseghi, noi așa preconizăm ca meciul cu Steaua, care la începutul octombrie să putem juca acasă deja în Sfântul Gheorghe. E marea bucurie a noastră și a tuturor subitorilor de fotbal din Sfântul Gheorghe. Ce lucrări s-au făcut până acum și ce mai e de făcut? Și cam câți bani se cheltuiesc pentru stadionul ăsta? Deci, de bani nu o să vorbim, că încă nici nu știm. Nici noi nu știm care va fi rezultatul final. O să știm atunci când tragem linie, când s-au făcut toate. Ceea ce s-a făcut, lucrări de terasamente, pentru că se vor amenaja încă scaune, tribuna acoperită se va amenaja, se construiește la Galați un întreg sistem de tribună care va avea la un moment dat într-un loc trei nivele cu parter și două nivele, să zicem așa. Un nivel va avea pentru presă și pentru invitați VIP, iar nivelul 3 va fi pentru punctul de comandă a jandarmeriei, pentru camere de televiziune, postul de comentator a televiziunilor. Deci va fi o lucrare mai de amploare. Acum suntem în faza de, chiar în ziua de astăzi, se va începe betonarea acestei platforme unde se vor monta aceste tribune. În plus, deja am terminat o parte din tribună. O firmă ne-a montat niște plăci de beton prefabricate, peste care noi vom începe săptămâna viitoare să montăm deja scaunele, care o parte dintre ele ne-au și sosit. Deci, de făcut, va fi încă nevoie de amenajare unor spații pentru autocamioanele care vor veni din partea televiziunilor, niște platforme mai tari, fiindcă am înțeles că vin cu instalații mai grele. Împrejmuirea anumitelor zone va fi încă iarăși o problemă care va trebui să o rezolvăm, unde vor fi montate garduri, ce fel de garduri, ce înălțime, iar o foarte importantă problemă este sistemul de intrare, unde vor face intrarea spectatorii, suporterii la meci. Avem deja proiecte, avem planuri puse pe hârtie unde vrem și cum vrem, urmează să și le punem în practică.